demersurile reprezentanților minerilor în contextul amendării draftului prezentat de Ministerul Muncii în vederea schimbării legii pensiilor au fost inutile. Inițial, amendamentele au fost acceptate în comisii, dar senatorii în ședința de plen au respins amendamentele solicitate de sindicaliștii și parlamentarii hunedoreni. Senatorul hunedorean Vasilică Poteca, afiliat AUR, a refuzat să ia parte la acest simulacru de vot, în care verdictul era tranșat de senatorii din Coaliția Puterii înainte de votul final. Nu înțeleg care este urgența. Astăzi este marți, putem face joi, vineri, sâmbătă, duminică, când doriți o sesiune specială, dacă doriți pe această lege a pensiilor. Nu ne forțați în 4-5 ore să ne punem să votăm un text pe care, în marea majoritate, senatorii nu-l cunosc. Nu-l înțeleg, pentru că sunt foarte multe aspecte tehnice în această lege. A spus că nu a votat, bineînțeles că m-am abținut pentru că în ultima instanță a spus așa, nu știu în integralitate textul, nu știu toate motivațiile. Și mai este un lucru, nu mă lăsa să depun amendamentele pe care le-am din partea județului Hunedoara legate de problemele cu mineritul, foarte brutal atacate în această lege. La ora 17 a început ședința. În cadrul ședinței a fost o busculadă totală, pentru că în comisia de raport de la muncă s-a stabilit că să se schimbe sistemul de calcul al pensiilor pentru mineri. În urma intervenției sindicatului Muntele au picat de acord împreună cu sindicatele de la Gorj, împreună cu parlamentarul de Gorj de la PNL, cu parlamentarul de la PNL de Valea Jiului, cu doamna Lucica Muntan, să găsească o soluție aici. Noi nu am intervenit în ideea în care am crezut că fiind o problemă a puterii, puterea va hotărâ și va fi de acord cu proprii parlamentari să facă acest lucru. A început ședința. A venit Ion Rotaru, care e președintele Comisiei de Muncă din partea PSD-ului, a anunțat că PSD-ul nu va accepta niciun amendament la legea pensiilor, inclusiv pe cele trecute prin comisie legate de minerit și de minerii din Valea Jiului și bazinul carbonifer Oltenia. În aceste condiții, senatorul de Valea Jiului, Răzberiță, a votat împotrivă. Eu, împreună cu parlamentarul de PNL de Valea Jiului, doamna Lucicu Muntan, am scos cartelele în semn de protest și am refuzat să mai votăm această lege, considerând că inechitatea, vorbesc în primul rând pentru județul Hunedoara și aici o spun în calitate de parlamentar AUR de județul Hunedoara, este flagrantă. Schimbarea pe care vor să o facă acum va duce la diminuarea pensiilor minerilor din Valea Jiului. Nu înțelegem și nu înțeleg și nu vom înțelege în calitate de partid parlamentar, de oameni care trebuie județul Hunedoara, de ce județul Hunedoara, pensionarii din județul Hunedoara, trebuiesc pedepsiți de alianța PNL-PSD. Senatorul hunedorean atrage atenția că prin noua lege pensiile vor scădea, inclusiv cele ale minerilor. Încercăm să discutăm asupra unor aspecte legate de lege. Culmea este că prima întrebare nici măcar n-am pus-o eu, a pus-o reprezentantul PNL-ului, spunându-i președintului casei, întrebându-l mai bine spus, cum se calculează o pensie în România dacă am salariu minim timp de 25 de ani, mai lucrez 5 ani tot pe pensia minimă și încă 5 ani, că erau indicii de corecție de 0,5 și 0,7 peste 30 de ani. Și a zis, dacă am această situație, câți bani obțin eu în urma acestei la pensionare? Președintele casei n-a vrut sau nu știa, nu a răspuns și parlamentarul, senatorul de Alba i-a spus, spun eu ca să nu fie nicio surpriză, 975 de lei. Deci ce spunem noi acum
de creștere, că noi am declarat, ca și guvernanți, că pensia minimă va fi 1200 de lei. Păi o să o întregim cu pensia socială. Bine, zice, dar noi discutăm despre legea pensiilor, discutăm despre eliminarea inechităților în acest sistem. Imediat după votul din Senat, parlamentarii AUR au depus la Camera Deputaților amendamentele respinse de senatorii puterii. Propunerile AUR sunt aceleași cu ale sindicatului Muntele, aprobate inițial în comisiile de specialitate ale Senatului. Votul decisiv la noua lege a pensiilor va fi dat de deputați în ședința din 20 noiembrie.